când totul părea pierdut în anii dictaturii comuniste, au existat elevi, aprici contestatari ai regimului, elevi care și-au terminat liceul în închisoare. Fie că i-au ofensat pe mari conducători, Dej sau Ceaușescu, fie că au inițiat mitinguri școlare de protest sau răspândit manifeste, liceenii au fost judecați ca dușmani ai poporului și trimiși în iadul penitenciarelor. N-au capitulat nici aici, au avut curajul revoltei, al nesupunerii și au plătit cu propria lor tinerețe. Sunt Lucia Hosu Longin și vă aștept la Memorialul Durerii. În fiecare sâmbătă, la orele 16, pe TVR 2.